Absolvenții de liceu se pregătesc să susțină cel mai important examen din viața lor, bacalaureatul. Sunt peste 155.000 de înscriși în prima sesiune și luni vor avea proba scrisă la limba și literatura română. Examenul se va desfășura în condiții speciale, iar elevii care au temperatură nu vor fi lăsați să intre în săli. Odată ajungi la centrele de examinare, absolvenții de liceu vor trece prin triajul epidemiologic. Li se va măsura temperatura corpului, care nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius. În caz contrar, procedura se va repeta de trei ori la un interval de 2-5 minute. Avem pregătit fluxul de intrare-ieșire. Cu tot ceea ce trebuie ca ei să fie în siguranță, apoi cu sală de bagaje, vor primi măști, bineînțeles. Avem dispenserile cu gelul dezinfectant. Proba va începe la ora 9 dimineața, dar candidații trebuie să intre în săli până cel târziu la ora 8.30. În bănci, elevii vor fi așezați în așa fel încât să existe o distanță de minimum 2 metri între ei, atât în față și în spate, cât și în stânga și în dreapta. Prima etapă a examenului de bacalaureat va continua pe 23 iunie cu proba la limba și literatura maternă și se încheie pe 25 iunie cu proba la alegere. Rezultatele finale vor fi afișate pe 5 iulie. Anul acesta va exista o sesiune specială COVID-19, care o înlocuiește pe cea a olimpicilor. Face parte din această sesiune, este o etapă specială pentru cei care nu pot uh, susține. Uh examenul de bacalaureat. Din motive medicale, ori au fost izolați, ori au avut temperatură peste 37 cu 3, au fost carantinați sau au diferit alte boli cronice. Etapa specială începe pe 6 iulie, tocmai pentru a le putea permite tuturor, atât celor care susțin prima dată, cât și celor care susțin etapa specială, să participe la admiterea la facultate. Și afișarea rezultatelor va fi diferită de anii precedenți. Candidații vor primi un cod unic și doar acesta va fi tipărit pe liste, cu nota și media, fără numele titularului. În prima sesiune de bacalaureat s-au înscris peste 155.500 de candidați, din care aproximativ 32.000 sunt din seriile precedente. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.